Am găsit centru de copiere Xerox abia la un kilometru distanță de inspectoratul școlar, la care merg cu cereri să matriculăm niște copii refugiați, amărâți, stresați că nu se mai termină războiul și că nu mai sunt acceptați nici de țara gazdă. Ce credeți? Au permise de ședere, acte românești, cu CNP-uri românești, acte emise de instituții de stat românești. Deci, valabile, se extinde fiecare an valabilitatea lor prin decizia Comisiei Europene sau nu știu cum. Și o instituție a statului, inspectoratul școlar, te obligă să vii cu copii Xerox de pe un act emis tot de stat. Nu-i bătaie de joc de oameni, mai ales că ei nu știu limba. Și uitați-vă, sunt chestii de Xerox, vreo 3 până acolo, una acolo, una aici, dar sunt închise, au falimentat. Și omul unde, cum să caute? Când tu, dacă ai nevoie, instituție de stat, ai nevoie de actul omului, copiază-l, ți-l prezintă originalul, fă-ți o copie, încă dacă îți permit legile, GDPR-ul și tot așa. Și lasă-l pe om să-și trăiască refugiu și tristețe. Na, îmi pasă și de români că-s purtați pe drumuri pentru matricularea copiilor, trebuie să îmblă scaute copiatoare Xerox. Dar mai ales de refugiați îmi pasă, că sunt într-o situație foarte vulnerabilă și jenantă. Unii au rămas fără casă, fără masă, fără avere. Și statul român se preface, se laudă că îi ajută, dar vedem cum îi ajută. Cu o mână le dă și cu altele două le ia. Du-te și caută Xerox ca să copiezi un act emis de statul român. Bătaie de joc. Găsești Xerox la un kilometru distanță și nu costă foarte mult. Dar oamenii nici de mâncare nu au, n-au deloc bani, nu li s-a plătit bani de mâncare din ianuarie, se pare, jumătate de an. Unii mai lucrează care pot, dar cine e doar cu copii sau cu dizabilități, nici nu poate să lucreze, n-are niciun fel de venituri. Și tu îl pui la cheltuială pentru o activitate obligatorie, școlarizarea copiilor. Asta e clar rea voință. Nu e așa? Uitați-vă la ce distanță de inspectoratul școlar am găsit copiator Xerox. Inspectoratul școlar e pe strada Icoane. Cobor la piața Spaniei. Măcar bine că acolo s-au gândit să facă formulare, nu cum era în iarnă când a venit prima dată. Și ne-au pus să umblăm, să ne rugăm de inspectorul Felix să ne acorde atenție. Dacă țineți minte un video șocant și revoltător cu un inspector la început îngânfat, după aceea isteric, că i-am stricat ziua că își dă demisia. Și înapoi merg pe drum drept, că știu unde mă duc. Dacă îmi căutam Xerox, vă dați seama că am intrat și la spital, și pe la magazine, și la piața Gemeni. În căutare de Xerox. Săracul băiat care căuta școala a intrat și pe aici. Înțeleg că e prost plătit inspectorat școlar și poate nu are destui bani nici pentru Xerox. Dați-l afară pe inspectorul Felix și economisiți bani de Xerox, de exemplu. Ca să fiu rău și azi cu săracul om care face tot posibil.
Abia aici după colț e inspectoratul. Cel puțin un kilometru distant. Și când știi limba, știi să întrebi. Te mai descurci, dar fără limbă cum poți să găsești xeroxul, copiatorul? E clară bătaie de joc. Am pus și copii, că altfel nu ne le primea. Dar dumneavoastră le-ați făcut lor copii aici? Sau... Noi am luat în oraș, un kilometru am căutat copii de pe acte. Da, ideea este că noi facem aici și noi, dar nu mai permite, pentru că au fost până acum număr foarte mare. Și nu ni s-au făcut observații. Nu am zis să zic. Unde mai când 2-3 oameni mai putem face, dacă însă mulți, din păcate nu. Așteptați pe această adresă de mail menționată în cerere. Vine certificatul, adeverință ceva, da? De ce? Domnule, am trecut atâtea zile.